Bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Vorbim despre un eveniment care va avea loc duminică. Este vorba despre semimaraton, ediția 3-a 2017. Eveniment care va avea loc duminică dimineață în municipiul Iași. De altfel, primăria a anunțat o parte din modul în care va fi organizat traficul rutier, pentru că maratonul se desfășoară prin centrul orașului, practic, semimaratonul. Discutăm împreună cu Vlad Diaconescu, care este event manager al acestui eveniment, spuneam la a treia ediție. Bine ați venit la emisiunea Vocile Iașiului. Bine v-am găsit. Ce v-a împins în organizarea, în gândirea, în conceptualizarea acestui eveniment? Și intrăm și în detaliile organizatorice. Probabil mulți dintre cei care ne privesc se întreabă dacă va mai avea loc, nu? Pentru că se uită și pe fereastră și văd cum a fost vremea astăzi. Să începem cu cei mai important, va avea loc. Va avea loc, exact. În momentul de față nu avem nicio decizie în acest sens în care să amânăm acest eveniment și să nu-l mai ținem. Dacă o să o facem, o să o anunțăm această decizie pe toate canalele media, Facebook, internet, ziare și așa mai departe. De altfel, duminică e și ceva mai cald, nu mai plouă, poate puțin dimineață, din ce am văzut prognozele meteo, și în timpul semimaratonului, evenimentului, nu neapărat. Ploaia nu ne sperie, nu ascund faptul că la fiecare ediție care am avut-o în trecut, aceeași prognoză a fost de ploaie ușoară în ziua maratonului și am avut temperaturi de 24, chiar 28 de grade. Anul trecut a fost chiar foarte cald. Soare foarte și cald. Foarte cald foarte pe timpul. Și au apărut chiar și niște probleme la alergătorii care nu s-au hidratat corespunzător sau nu s-au alimentat, dar nu au fost probleme. Probleme deosebite și deosebit. Totul s-a terminat. Cum ați început? Cum ați pornit la drum? Care a fost ideea de bază? Ideea de bază e legată de activitatea clubului nostru Rotary Iași Copou. În general, cluburile Rotary din întreaga lume au ca și scop acțiuni caritabile și acțiuni care să vină în folosul comunității, societății civile. Și noi am considerat că acest eveniment poate să îndeplinească unul din scopurile noastre rotariene. Fapt pentru care eu eram mai activ decât acum, recunosc, că cu mișcarea am avut această idee împreună cu colegii mei, am analizat-o, am studiat-o și până la urmă am decis să mergem cu acest eveniment. Adică participând și la alte evenimente în alte orașe. Cum adică București, dumneavoastră sunteți Cluj. Practic un pasionat de alergare și atunci și din această pasiune și din partea cealaltă cu lucruri făcute în folosul comunității, v-ați gândit da, să facem are un eveniment mai multe în care evenimentul să iasă ambele. Scopul caritabil, da, partea caritabilă e cealaltă parte de educație prin mișcare, de a da un exemplu tuturor, pentru că mișcarea este sănătoasă. Și eu am adoptat-o din același punct de vedere. N-aș putea spune că sunt chiar pasionat de alergare, dar am fost, până la urmă, nevoit să ajung aici și să pot să mențin un ritm și profesional bun din acest punct de vedere. Al treilea scop este, sau a treia componentă a acestui eveniment este partea de vizibilitate a orașului. Și de asta și spun și menționez ori de câte ori am ocazia, nu putem desfășura un asemenea eveniment fără să scoți în valoare orașul, valorile orașului arhitectonic în primul rând și orașul ca atare. Este cu totul și cu totul alt concept. De asta mențin ideea și întotdeauna voi miza pe faptul că acest semimaraton trebuie desfășurat în orașul Iași, prin centru, chiar dacă participanții la trafic, unii dintre ei nu acceptă această idee, putem să ne uităm către vest, unde celelalte orașe mari și foarte mari, cu un număr de participanți impresionant, 50.000, 70.000 de alergători, alergă prin centrul Parisului, prin centrul Londrei, prin Budapesta, prin Viena și așa mai departe, deci se poate. Într-adevăr, Iași are și alte particularități tehnice din punctul acesta de vedere, dar
autoritățile locale și primăria, cărui mulțumim ori de câte vă propun să vă încurajez să ajungeți la a 30-a ediție și atunci oamenii vor fi mult mai obișnuiți cu asemenea eveniment și nu vor mai fi nemulțumiți eventual de modificările din trafic, deși sunt modificări puține, este vorba de o zi nelucrătoare, este vorba despre duminică, nu? Și este, traseul este din fața Palatului Culturii, pe Anastasie Panu spre Elena Doamna, prin Târgu Cucu, Independenței, se intră prin pasaj, se continuă spre, până spre Păcurari, se face rond și se revine în fața Palatului Culturii. Exact. Acesta este crosul și semi-maratonul de două ori. Da, e din, de la Biblioteca Centrală, pe Gavril Muzicescu. La revenire, da, exact. La revenire, se revine pe Gavril Muzicescu și apoi Arcul. Ștefan cel Mare. Sunt intersecții care impun un regim mai special din punctul acesta de vedere și e o provocare pentru toți, și pentru poliția rutieră, și pentru primărie, și pentru transportul în comun. Dar deja înțelegem că v-au sprijinit, au fost deschiși. Întotdeauna ne-au sprijinit, ne-au susținut și chiar anul trecut a fost excelent. Prima oară poate au fost niște surprize, dar a doua oară le-am analizat și am reușit să trecem peste ele. Care sunt cauzele pentru care... Cauzele semi-maratonului sunt ProRuralis, este asociația ProRuralis cu copii cu inteligență, cu un IQ, inteligență peste medie, care oferă, au în gestiune un număr de aproximativ 100 de elevi din zona rurală care nu pot să-și continue studiile la liceele de elită din orașul Iași. Și a doua cauză este Salvați Copiii. Salvați Copiii, care are un proiect numit Căsuța cu Cireșe și este un proiect de incluziune școlară în Șezbahlui, orașul Iași. În practic, în acest proiect Căsuța cu Cireșe se oferă o masă copiilor, se oferă asistență, se oferă ajutor pentru a-și face temele, pentru a-i dezvolta și a-i ține în mediul de studiu, lucru cu care noi ne mândrim. Noi sprijinim prin ProRuralis excelența școlară pentru acei elevi care au și rezultate și IQ-ul corespunzător, cât și reducerea abandonului școlar și a reveni în zona școlară și de studiu pentru ceilalți care nu au posibilități. Adică cei care se înscriu și vor să alerge în acest eveniment, practic plătesc o taxă, iar din acea taxă, dumneavoastră susțineți cele două cauze. Elevii din mediul rural, cu, cum spuneați, foarte bine pregătiți, dar care nu au posibilități să ajungă la licee de elită, și cea cu Salvați Copiii. Da, așa este. Pot să spun că acest proiect ProRuralis este de mulți ani de zile în derulare și are rezultate foarte bune. Nu sunt eu implicat în acest proiect, dar din câte am discutat și... Dar fondurile merg acolo. Merg acolo, da. Toate merg în aceste două cauze. Cei care alergă pentru asta dau bani. Da. Și pentru asta, și pentru a alerga, dar și pentru... Da, prin asta facem exact, ne întoarcem la cele trei scopuri, exact, care le avem, le-am discutat la începutul emisiunii și vreau să spun că ca și completare la ProRuralis, ca o informație, zic eu, foarte importantă, toți copiii care termină acest proiect prin ProRuralis, termină școala, acced în învățământul superior, ceea ce este un lucru fantastic. Ca o informație utilitară aproape. Cei care eventual află acum de acest eveniment și și-ar dori să participe, mai au posibilitatea, s-au închis înscrierile, cum? Știu că s-au deschis încă de anul trecut. Da, am deschis anul trecut în decembrie pentru că un alergător trebuie să știe din timp să-și facă un calendar și să aibă timp să se pregătească. Nu vă mărturisesc că eu m-am înscris din decembrie la semi-maraton. Felicitări, ne bucurăm și vă așteptăm și edițiile următoare. Cum spuneam mai devreme, e important pentru cei care concurează pentru 21 de kilometri, e să ai un plan în care să poți să ajungi la performanță și să nu
ai o decizie pe loc, astfel încât să nu o analizezi foarte bine și după aia să avem surprize în, în competiție, ceea ce nu ne dorim deloc. Și cred că toți alergătorii, toți concurenții s-au pregătit. Asta pentru proba cea mai lungă, semi-maraton. Proba cea mai lungă, cea mai provocatoare. Da, noi ne-am dorit să ajungem și la maraton, dar în funcție de cum crește comunitatea de alergători, putem spune că de la prima ediție și la a treia se observă o creștere constantă a numărului de alergători, ceea ce ne bucură. Și care ar fi o estimare? Când ajungeți la maraton? Nu depinde de mine, e o provocare și mai mare. E o decizie care se ia de comun acord și cu autoritățile locale, nu știu, asta urmează să vedem în viitor. E important și dacă sunt solicitări sau doritori, nu știu. Deocamdată ne mulțumim cu semimaratonul și sperăm să le realizăm și pe acesta în condiții foarte bune și să nu avem... Revin, ne urmărește cineva, îi place acest eveniment, îi plac ideile, ar vrea să participe, să plătească o taxă, iar dacă eventual dacă nu se mai poate înscrie sau dacă se poate, ne spuneți dumneavoastră, la ce anume? Normal, înscrierile sunt închise, dar din câte știu, ieri mai erau deschise. Avem un... De ce spun acest lucru? Că ele normal trebuie să fie închise, pentru că se estimează un număr de medalii, se estimează un număr de tricouri, de numere. Numerele sunt cipate pentru a putea fi cronometrate, cronometrați alergătorii. Ca atare sunt niște calcule făcute. Sunt detalii tehnice care nu pot fi făcute peste noapte. Avem un număr limitat. Prin estimările care le-am făcut de la edițiile trecute și creșterea organică a evenimentului pe care o avem, estimăm un număr de tricouri și de numere, medalii, etc. Poate să vină cineva și să spună, în regulă, o să mă înscriu anul viitor, dar aș vrea să fac o donație? Există un buton, îi spunem noi, pe internet unde se poate dona. Se acceptă donații din partea oricui, avem și sponsori care știu că nu putem să-i menționăm, dar le mulțumim cu această ocazie. Ei vin și acoperă o parte mare din cheltuielile noastre, plus fondurile, strângerea fondurilor către cauzele noastre caritabile. N-am putea fără sponsori. Și ne dorim ca toți sponsorii și cei care ne văd și ne aud să înțeleagă foarte bine că noi nu obținem niciun profit din acest eveniment. Este un eveniment foarte important pentru oraș și ca și dimensiune și notorietate și banii merg în cauze caritabile și se poate verifica, avem pe site expuse declarațiile din partea celor două cauze ale noastre, Salvați Copiii și Pro Ruralis, cu dovada că banii au intrat la ei în conturi. Deci este totul transparent, nu ne dorim nimic altceva, nu facem profit, nu facem business. Business facem în viața de zi cu zi. Ideea este de a cuprinde cele trei motivații, așa cum ați spus la început, educație, vizibilitate, nu, și caritate. Da, exact. Spuneți-ne cât e de dificil de organizat un astfel de eveniment? Pentru că implică traseu prin oraș, multă energie, modificări de, cum spuneați, provocarea este exact de a organiza ceva care nu este în viața noastră de zi cu zi, dar experiența din joburile pe care le avem noi de zi cu zi, să o aplicăm și aici. Și eu cred că reușim acest lucru. Ce implică? Organizare? Spuneați energie? Da, evident, pasiune. Organizare, comunicare, energie, promovare, sunt foarte multe. Nervi de oțel? Da, la un moment dat, nervi de oțel, cu siguranță. Când crește, fiecare eveniment are o tensiune care o simți cum crește de la un moment la altul, mai ales când ninge afară o zi, două, viscol și așa mai departe. Evenimentul are loc, apropo de viscol și ninsori, evenimentul are loc duminică, așa cum era programat, pentru cei care aveau griji că sau întrebări, curiozități dacă va avea loc sau nu, trebuie să spunem clar, va avea loc evenimentul duminică. Am primit telefoane și din străinătate, peste graniță, chiar de la Chișinău și le-am confirmat că ținem evenimentul, chiar dacă ei au declarat acolo, înțeleg, o stare de urgență, nu știu, problemă cu curentul. Aniți foarte mult, s-au blocat cum și la noi drumuri. Acum suntem în contracronometru, așteptăm tricourile care sunt blocate la Vaslui. Chiar tricourile încep să fie kitul de participare, de altfel, pe care ați enumerat puțin din el. Tricou este chipul acela de participare,
încep să fie împărțite. Participanții ce au de făcut? Trebuie să meargă... Participanții trebuie să meargă cu un act de identitate, să ridice kitul și să semneze o declarație pe propria răspundere, cum că sunt apți și trebuie... din punct de vedere medical nu sunt probleme. Cei care au posibilitatea și vor să mai salveze timp pot downloada această declarație de pe internet, de pe, internet, de pe site-ul cu semimaratoniaș.ro și să o semneze și doar să o ducă direct acolo, fără să o mai completeze. Cât de internațional e evenimentul? Suntem la a treia ediție, ați pomenit de Republica Moldova. Da, avem din Republica Moldova, din alți ani am avut din Polonia, din America au fost și înțeleg că și acum este un participant din Statele Unite care vine și vrea să alerge la acest eveniment. Mai sunt studenții care sunt de altă naționalitate și participă, cei de la UMF, dacă nu mă înșel. Creștem și asta înseamnă o planificare și mai bună pe viitor, plus efort crescut. E o problemă să menții, pentru că noi toți care suntem implicați în acest eveniment suntem voluntari. Asta este foarte important de precizat încă de la bun început. Noi toți suntem voluntari și e cam dificil să menții deja pe o perioadă mai lungă de timp, anul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ediție, să îi menții ce motivați pe acest eveniment care crește și cu el crește și eforturile de organizare. Puteți să estimați, sigur, cu aproximație număr de participanți la semi-maraton, la cross, la celelalte și ce probe mai sunt pentru copii? Avem probele de copii de la 6 ani, pe grupe și pe categorii. Aici totul se desfășoară chiar în fața Palatului Culturii, în Piața Palat, pe trasee până în 600 de metri. Cei de la 15-17 ani pot alerga chiar pe cursa populară de 2,5 km care este în jurul Palatului Culturii, după care intră aceste trasee competiționale, 10 km, 10 semi-maraton ștafetă și semi-maraton. Individual. Da, semi-maraton ștafetă este 2 ori 10. Anul trecut am avut 4 ori 5. Am zis că e timpul să mai schimbăm un pic registru, astfel încât să existe o altă provocare. Cei care au format o echipă anul trecut formează două anul acesta. Da. Așa ne dorim. Sau poate merg direct către semi-maraton. Aveți numere? Adică o estimare a participării la semi-maraton, de exemplu, și la cross? Nu le știu pe toate. Undeva la semi-maraton sunt în jur de 400 și ceva de participanți. Deci sunt sute, da, în acest sens. Da, undeva peste 1000 și ceva de participanți, estimăm undeva la 1300-1500. Nu mai am toate cifrele exacte, dar creșteau în ultimul moment. Cursa populară. Mă așteptam, sau e o opinie personală, mă așteptam să fie mai plină de participanți, să-și dorească să-și testeze pentru început calitățile de sportivi. Și taxele sunt și mai mici, provocarea este mult mai mică, dar considerăm că această etapă este importantă pentru a putea avea tot timpul new entry în domeniul alergării. Vorbeați despre vizibilitate și ați amintit și de organizatori care v-au sprijinit și mulți dintre cei care sunt pasionați de astfel de evenimente se uită la alte orașe și văd maraton și dumneavoastră ați spus că cu timpul creșterea numărului de participanți și de asemenea deschiderea organizatorilor ar putea duce la organizarea unui maraton. Sigur, nu estimăm neapărat acest eveniment acum, dar aș vrea să vă întreb dacă astfel de evenimente, cum e un maraton, care presupune 40 de kilometri, mai mult de 40 de kilometri decât semi-maraton, este mai vizibil pentru un oraș decât un semi-maraton? Nu cred. Important e ca evenimentul în sine să aibă o continuitate, să intre deja în tradiția orașului și, după cum știm, orice oraș mare și mai ales universitar, cum este al nostru, trebuie să aibă, este obligatoriu să aibă un astfel de eveniment. Și se obișnuiește și orașul cu evenimentul și mă refer în general la traficul rutier. Și participanții. Și participanții la fel. După părerea mea, orașul are un relief care
te ține cumva... E provocator puțin. Da, da, te ține cumva așa în priză. Mai alergi pe un drum plat, mai poți să și urci, poți să și cobori și așa mai departe. E diferit față de alte orașe, cum e București, unde nu prea avem diferențe de nivel. Da, e drept, da, da. Exact. Și au apărut și alte competiții de acest gen, trail-ul, care se desfășoară până în jurul Iașului și... Bârnova, în special. Da, da, vor crește și cu siguranță e un eveniment frumos. Ne dorim decât ca tot să crească. Oricum au apărut mult mai multe evenimente de la an la an, tot apar. Cum estimați, ați spus o a treia dimensiune, este acea legată de educație. Cum evoluează ea? Cum o vedeți dumneavoastră? Cum ați gândit-o? Prin creșterea numărului de participanți. Dacă acum câțiva ani erau foarte puțini cei care alergau și asta se poate vedea și prin înscrierile noastre, cât și prin numărul de alergători care îi vezi zilnic pe stradă. Și începe orașul nostru să semene cu orașele din vest, unde, dacă știm bine, acum 10-15 ani când mergeam în vest, vedeam foarte, foarte mulți oameni alergând și poate nu înțelegeam de ce. Acum înțelegem. Mișcarea nu face altceva decât să ne ajute. De fapt, omul este 99,9% mișcare. Este eveniment, revin la cele trei idei, de educație, de vizibilitate și de caritate. Asta înseamnă că este un concurs în care premiile nu sunt așa cum sunt la celelalte concursuri, dar totuși există niște premii. Da, avem niște brățări, niște ceasuri de la Fitbit care... Am spus numele. Nu e nicio problemă în continuare. Nu spunem numele de film. Care vor fi oferite ca și premii, sume în bani, produse de la sponsorii noștri, care sunt în domeniul alergării. Și le primesc diplomă, cupă. Primii trei clasați de la semimaraton, cross da, și... Da, aici cross, semimaraton, băieți masculin, feminin, open și așa mai departe. Copii. Premiile de la copii vor fi asigurate și oferite de către Inspectoratul Școlar Județean Iași. Mulțumim încă o dată pentru participarea și colaborarea de până acum și sperăm și în viitor. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Am să reamintesc semimaratonul care este programat a avea loc duminică dimineața la Iași. Va avea loc, nu există amânări, nu există probleme în acest sens. Sunt tricourile, trebuie să apară pentru a împărți kiturile participanților, așa cum ne-ați spus. Există acest lucru voiam să vă mai întreb. Există o împărțire, care este scopul sau care este rațiunea ei? Împărțirea aceasta despre care ați început să spuneți masculin, feminin, aceasta se subînțelege, dar celelalte legate de vârste. Sunt participanții sunt clasați în funcție de, da, și de vârstă și fiecare are o categorie, până în 35 de ani, 40, exact, peste exact. Veterani și așa mai departe. Nu putem să-i amestecăm în niciun caz. Să fie uniform, adică nu e ca la sport atunci când se spune cineva a câștigat maratonul nu mai contează care este vârsta. Să mulțumim pe toată lumea. Când începeți lucrul pentru ediția următoare? Având în vedere cum s-au desfășurat edițiile trecute și cea prezentă, care încă este în progres, am luat decizia că vom începe foarte curând, după ce se închide această ediție. Sperăm că undeva prin sfârșitul verii, începutul toamnei să ne apucăm de treabă. Adică după duminică, săptămâna viitoare, trageți liniile, concluzie, o pauză de respiro și vă reapucați. Da, așa ar trebui ca să avem rezultate și mai bune. Vlad Diaconescu, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog despre semimaraton 2017, ediția a treia de desfășurare la Iași. Vă aștept din nou cu opinii la adresa emisiunii Vocile Iașiului arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook facebook.com/vocileiașiului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă urez o seară cât mai bună, un weekend plăcut și ne revedem marți de la 17:30.